Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Brașovul tău. Sunt Irina Palade și astăzi, la fel preț de 25 de minute, m-am gândit să ne oprim asupra unui subiect de suflet, asupra unui eveniment ce a avut loc recent la Brașov și mă refer aici la o lansare de carte. Dar, când spun lansare de carte, mă gândesc la ceva inedit, la o lansare a unui poștaș care, după 41 de ani de muncă în cadrul Poștei Române, a decis să-și lanseze un volum, de fapt al patrulea volum, se numește Scrisori către tine. Este un volum de poezie care a reunit la această lansare invitați foarte importanți. Eveniment care s-a desfășurat chiar în sediul Oficiului Poștal numărul 1 din Brașov. De ce? Pentru că directorul regional Poșta Română, Bogdan Năstase, a ales să empatizeze cu această idee, să fie aproape de gândul lui George Tei, pentru că așa se numește autorul, și să organizeze această inedită lansare de carte. De aceea l-am invitat astăzi în studio, alături de noi, pe Bogdan Năstase, director regional Poșta Română. Bine ai venit, Bogdan! Bine te-am găsit, Irina! Mulțumesc frumos pentru invitație! Și pentru ocazia de a împărtăși cu toți telespectatorii tăi acest eveniment. A fost într-adevăr inedit. Și să fiu sincer, nici eu am avut oarecare îndoieli în momentul în care am primit ideea de la domnul Tei, pe care îl salut și pe această cale și îl îmbrățișez cu drag. Îi mulțumesc frumos că a avut curajul de a se gândi să facă o lansare într-un oficiul poștal. Da, a fost una inedită și mă bucur tare mult că am reușit să nu blocăm activitatea cu publicul. Deci voi ați făcut lansarea chiar în timpul programului cu publicul, adică n-ați blocat cu nimic activitatea în oficiul poștal. Iar clienții noștri au fost foarte plăcut surprinși, mulți dintre ei au rămas alături de noi pe întreaga derulare a evenimentului, pentru că a fost un eveniment inedit în sine. Am avut alături de noi trei mari actori, monștri sacri ai teatrului. Nu brașoveni, trebuie să spunem. Au venit chiar de la București. Și s-a cântat. S-a recitat. Au recitat poezii din Scrisori către tine. A fost un spectacol care a durat aproximativ 3 ore în oficiul poștal numărul 1. A mai avut oficiul poștal numărul 1 așa un eveniment vreodată? Este pentru prima dată când organizăm în oficiul poștal numărul 1 altfel de eveniment. Am mai avut colinde, copii care au venit în perioada sărbătorilor, de sezon sau sezoniere. Cu această ocazie ne-am convins că putem să facem și alt gen de evenimente în oficiul poștal și să încercăm să fim mai aproape de clienții noștri, mai aproape de brașoveni și să aducem lucruri inedite în Poșta Română și să fim parte din viața ta, comunității, așa cum le spune și sloganul nostru, exact. Și se poate ca pe viitor să mai avem astfel de surprize pentru brașoveni. Știi, este foarte frumos ca și poveste de viață, dacă e să o luăm așa, și cu siguranță eu cred că asta te-a impresionat pe tine foarte mult, povestea de viața lui George Tei, pentru că eu trebuie să le spun telespectatorilor, avem un material pregătit pe care o să-l difuzăm la un moment dat, am spicuit și noi câteva momente de acolo, din 3 ore, 7 minute ne-am concentrat povestea, pentru că vezi, eu cred că asta te-a făcut să empatizezi cu autorul. Faptul că a fost angajat poștaș al Poștei Române timp de 41 de ani. Iar ia uite ce fac unii oameni la pensie. Ce frumos! Mi s-a părut inedit, pe de o parte. Pe de altă parte, și eu la rândul meu sunt consumator de cultură, de orice fel. Și cu atât mai mult mi s-a părut inedit să aducem în Poșta Română astfel de evenimente. Corect. Oricum am încercat în ultima perioadă să ne alăturăm mai multor proiecte ale comunității și să venim în sprijinul diferitelor evenimente care se desfășoară în comunitatea noastră, astfel încât să creștem gradul de
awareness, să-i spunem așa, despre serviciile poștale, despre poștă, despre faptul că suntem în continuare alături de români, suntem în parte din viața voastră și ne modernizăm, încercăm să ținem pasul cu vremurile și să fim în continuare alături de comunitate. Da, acest lucru este foarte frumos, pentru că dacă stai să te gândești, activitatea unui oficiu poștal este una clară și sigură, pe care o știm cu toții de când ne știm, din totdeauna, și cred că rar îți dai seama că, sau puțin sunt cei care își dau seama, măi, se poate face și altceva acolo. Și bine, acum și titlul volumului spune scrisori către tine și scrisorile aparțin unui fost poștaș. Unui fost poștaș. Poți să-mi spui ceva ca om, cum este acest domn George Tei? Pentru că George Tei este un artist născut. Sincer să fiu cu dumneavoastră, nu-mi dau seama cum a reușit pentru 41 de ani să fie poștaș. Eu cred în continuare și concluzia la care am ajuns este că de fapt toți poștașii au o parte sensibilă. Au ceva aparte în ei. Au un bine care nu se vede și din binele acelea își fac activitatea de zi cu zi, de a fi alături de cetățeni, de a duce mesajele lor mai departe, de a fi aproape de comunitate, și cred că la domnul George Tei această parte sensibilă a câștigat în lupta interioară și a reușit să pună în scris aceste gânduri frumoase și în poezie, nu neapărat în scris, nu este proză, e poezie. Poezia are un farmec aparte. Are metafora ei și, într-adevăr, îți trebuie o doză de talent. Acum, noi spunem că acesta este volumul al patrulea, pentru că el a mai publicat în timp ce lucra încă trei volume. Iar când vorbim despre poștași, știi, se spune că poștașii trăiesc mult fiindcă merg mult și faptul că sunt oameni activi, cred că și creierul lor este mai bine oxigenat, și faptul că relaționează cu oamenii. Eu știu de la mine, fiindcă stau și eu la casă și vine poștar, când vine poștărița, este un fel de prieten a familiei, că deja ne știm, deja știe că mi-aduce scrisoarea aia, mi-aduce mandatul cu tare. Ei sunt niște oameni deschiși și comunicativi, volubili, fiindcă asta le este meseria, și uite, când mai și scriu câte un volum de versuri. Pe această cale vreau să încurajez pe toți colegii mei care au oarecare inclinație pentru a scrie. Să aibă curajul să o facă. Domnul George Tei este un exemplu de bună practică și sunt absolut convins că sunt parte din viața comunității și află atât de multe lucruri în fiecare zi și cu un pic de cu un pic de grijă și cu un pic de aplecare către scrisul de mână, vor putea să scoată din condei niște povești și niște poezii extraordinare, la fel cum a făcut și domnul Tei. Da, dar vezi, sunt foarte mulți oameni care au o anumită inhibiție, o anumită barieră sau poate că nu au curajul să îndrăznească. El este un om care... Fiecare om are o pasiune ascunsă undeva, pe care și-o dezvăluie mai devreme sau mai târziu, poate niciodată. El a reușit să o facă, iar tu și oficiul și poșta română i-ați oferit acest cadru perfect, pentru că, iată, au fost trei actori din București, trei nume foarte mari, o să vedem imediat materialul: Cristina Deleanu, Mircea Cristea, Petre Moraru. Cum i-ai convins pe acești actori să vină aici și să... Nu i-am convins eu, domnul George Tei a făcut... Deci, posibilă prezența lor aici, ceea ce înțeles. Mă bucură cu atât mai mult. Bun, deci o calitate în plus, omul și-a adus și oameni grei care să-i citească. Da, noi nu am făcut decât să organizăm oficiul, să punem la dispoziție partea logistică a derulării evenimentului, să facem comunicatul de presă și să fim prezenți, evident. Da, dar uite că a fost practic o dublă lansare, pentru că și acolo s-a lansat și romanul sau cartea Fata Pădurii a lui domnul Cornel Păunescu. Și cei trei actori au citit și din proză, da. Deci au citit și vers și proză. Haideți să avem, domnilor și domnilor, avem un material, după care o să continuăm discuția, să vedeți practic care a fost acea atmosferă frumoasă acolo la oficiul poștal numărul 1, Poșta Română din Brașov, eveniment organizat de directorul Bogdan Năstase, și unde veți vedea cu adevărat atmosfera, efervescența unei zile
literare, spun eu, într-un oficiu poștal, mă repet, alături nu doar de invitații standard, ci și de, cum spuneai, clienți care au ales să rămână și să participe la acest eveniment. Să urmărim materialul. Sunt un fost lucrător al Companiei Naționale Poșta Română. Am lucrat peste 41 de ani, dintre care peste 27 de ani pe vagoanele poștale. Vă spun eu și spunea și istoricul profesor universitar Ion Rotaru, Harul Tăruit de Dumnezeu, m-a adus în partea în care sunt acum și onorat de prieteniile multor actori și scriitori de valoare. Uite, Harul Tăruit de Dumnezeu. Dragostea primează pentru că ne naștem din dragoste, trăim cu dragoste și, la urmă, murim pentru că nu mai suntem iubiți. Cred eu. Hai că suntem prietenul meu, John T. Trey, cu care ne cunosc în cunoaștere de viață, a zis că este mai bine că el a fost poștaș, Poșta Română a fost mai bine în această lansare, atunci am gândit că este bine și este bine și pentru publicul poștei. Să vadă că se poate întâmpla o chestie interactivă. Adică să vină la poștă și să poată să vadă și ceva mai mult. Mulțumim. Numesc Petre Vrabu. Am fost și încă mai sunt actor la Teatru Mic. Încă mai sunt pentru că de mai bine de 10 ani fiind pensionat, sunt colaborator la Teatru Mic. Chiar astăzi mi-am adus aminte de mine. Mi-a povestit lui Eugen Cristescu. Zic, Doamne, Brașov, eram în 1987 și am venit cu mielul turbat al lui Baranca. Eu nu jucam în spectacol, dar am vrut neapărat să stau în sală să-l văd, pentru că Florin Călinescu făcea un rol senzațional în spectacolul ăsta. Lângă mine era o pereche. Tine. Pe la mijlocul spectacolului îl aud pe băiat spunând, întorcându-se la fată și spunând că e așa. Ăștia de la Teatru Mic sunt complet demenți. Acum 6 luni s-a întâmplat ce s-a întâmplat în Brașov și au venit cu nenorocirea asta. Spectacolul fiind oricum total nepotrivit pentru evenimentele care au să se reducă în Brașov. Ați meti din teatru lucruri inedite pe care sunt convins că majoritatea nu le cunosc. Și este păcat că odată cu dispariția mea să dispară și aceste amintiri. Acum am obosit după un drum de-a dreptul istoritor, dar admitere excepțional pentru că vezi foarte mult Brașovul, mă leagă niște amintiri extraordinare, atât de orașul în sine și de împrejurii, cât mai ales de multele spectacole pe care le-am avut aici, în deplasări de la București, jucând fie la teatru, fie la Reduta, fie la Filarmonică, de fiecare dată întâlnind un public cultivat, atent, educat și cu totul și cu totul deosebit, sau așa cum ne place să spunem, fiind deja de la Brașov încolo o altă lume. Și o spun cu toată bucuria și cu tot respectul. Orice revedere a acestei minunății numită Brașov e un prilej de bucurie și de încărcarea bateriilor. De parcă aș fi un state ascuns odaia cu cărți, de parcă aș fi un ostate. Părinții mă îndeamnă să plec, prieteni mă cheamă în lume, dar eu citesc mai departe
și aștept o fată anume. În spatele cantinei am văzut niște ateliere. Să încercăm la ei, propuse Andrei. Ai spus și tu ceva gândit. Du-te la masă, ia bolul de mâncare și trebuie la loc acolo. O porni spre locul cu pricina la o rugătură de părți. La poartă stătea o femeie îmbrăcată în halat albastru, ce ținea un carnet în mână. Salut, bună! Bună ziua, spuse femeia. Întinse plutitorul și explică. Sunt cu o motocicletă, i s-a dezlipit agrafa. Aș avea nevoie de un laptop. Mă puteți ajuta, dar chipul tău îmi pare o poruncă. Ne rătăcim îmbrățișați și gozi. Desigur, e murdară crucea noastră și totuși vezi cum ninge purpurii. Spun unii într-un glas. Știți, lumea voastră vândută e, dar când un bistruiu crestează gânduri, viața nu tot una. Da, ați văzut, da, a fost frumos, ce să mai discutăm, am văzut cu toții imaginile și telespectatorii și noi. Care a fost impresia ta după această primă îndrăzneală să faci într-un oficiu poștal o lansare de carte? Am reușit să schimbăm starea de spirit nu doar a oamenilor care au fost prezenți acolo, dar al oficiului în sine. Nici nu vreau să vă povestesc despre colegii mei care erau în spatele ghișeului și erau în timpul programului, preluau colete, predau mandate și așa mai departe. Și erau cu urechea la cântecele cântate de domnul Eugen Cristea, exact, de exemplu. Sau la poeziile domnului Tei recitate de doamna Cristina Deleanu, care este chiar o actriță desăvârșită. Și evident ne-am pierdut în poveștile domnului Petre Moraru. Extraordinar. Am râs, am cântat alături de ei. S-a creat acolo o efervescență fantastică, o familie ați fost. Practic a fost un spectacol. Neregizat, nepus în scenă cu de un desfășurător, dar pur și simplu s-a creat... Fără desfășurător, fără repetiții. Doar cu regie. Voie bună, multă sinceritate și cu oameni faini și de calitate. Și încercăm să readucem acest spirit cu, și cu alte evenimente sau cu alte aspecte ale vieții culturale brașovene în oficiul poștal. Păi, asta voiam să te întreb. Acum, dacă tot ai dat startul, da? Urmează, cred că și alte evenimente, poate ceva de sărbători, ne invitați și pe noi să filmăm, să vedem. Poate că, într-adevăr, dacă cei care ne aud și ne văd prind așa puțin curaj, poate într-un timp de apar alte volume, că e proză, că e... Încercăm. Se pare că publicul sau clienții Poștei Române au gustat din plin acest tip de eveniment și au rămas, ni s-au alăturat evenimentului pe măsură ce veneau cu diverse treburi la noi la poștă, au rămas acolo cu noi până la finalul evenimentului și multora dintre ei chiar le-a plăcut, au făcut poze, v-am zis, au cântat cu noi, au rămas cu noi. Și cei mai mulți dintre ei ne-au spus, doamne, nici nu am așteptat, nu știam ce se întâmplă aici, am și auzit
Gălăgie, gălăgie. Da, ce chiar aveam un coleg care era la intrare, că mulți nu îndrăzneau să intre. Nu știu ce se întâmplă. Nu știu ce se întâmplă. Și atunci am rugat un coleg să rămână acolo și să încurajeze să intre, să vină cu coletele să rezolve treaba, că noi nu am blocat activitatea pe perioada desfășurării evenimentului. Așadar, da, ne gândim serios să replicăm acest tip de eveniment și poate să avem și o ritmicitate anume ale acestor evenimente, iar oficiul poștal numărul 1 este clădirea în sine, este un monument istoric și reprezentativ al comunității brașovene și este un cadru perfect pentru așa ceva. Da, chiar ar fi păcat să nu puneți în valoare. Este un loc unde se pot organiza astfel de evenimente. Foarte frumos. Ce a zis domnul Tei, Bogdan, după ce s-a terminat toată povestea asta? Totuși, pentru el a fost o lansare inedită. Domnul George Tei, cred că acum, nu am vorbit cu dumnealui pe subiectul ăsta, dar cred că este... a fost foarte entuziasmat, foarte hotărât să scrie o nouă carte de poezii pe care o va lansa cu siguranță tot la Brașov și pe această cale îi transmit că suntem pregătiți și data viitoare va ieși și mai bine decât de data aceasta, așa că să vă puneți pe scris, domnul Tei. Eu sunt convinsă că deja asta a plecat deasupra hârtiei și scrie. Oare eu n-am reușit să citesc vreo poezie, recunosc din această carte, Scrisori către tine, dar să fie vorba măcar în una, două poezii și despre această muncă de poștaș? Sigur, este în mai multe dintre ele, vă spun eu. Am avut bucuria de a primi un exemplar, chiar semnat de dumnealui. Avea unul de rezervă pentru că s-au terminat ca pâinea caldă atâta timp cât clienții noștri au rămas alături de noi. Corect. Au beneficiat de un exemplar al acestui volum și în ciuda faptului că timpul nu prea îmi permite, să știți că din când în când mai deschid cartea și fiind poezie, mai citesc câte o poezie și nu puține dintre ele sunt. Cred că n-aș spune toate, dar majoritatea dintre ele sunt legate sau au conotație, au legături cu activitatea poștală și e impresionant cum a reușit domnul George Tei să transpună în cuvinte atâtea sentimente, atâtea trăiri, împliniri, dezamăgiri deopotrivă și așa mai departe. Le găsim pe toate acolo în acest volum de poezie, din punctul meu de vedere, foarte reușit. Vezi, de multe ori am stat și m-am gândit că sunt meserii care nu sunt atât de scoase în față, dacă putem spune. Meseria de poștaș poate pentru mulți înseamnă un job banal. Ce poate să facă? Duce scrisori? Am văzut filme cu... nu știu, așa, cu poștași și cu da, o interpretare foarte drăguță a acestei meserii, în sensul că ei au un rol determinant, o scrisoare. Acum, din păcate, nu mai prea sunt scrisori și comunicăm altfel pe internet, comunicăm prin mesaje, dar scrisoarea, din punctul meu de vedere, rămâne ceva atât de personal, atât de intim, încât poate că ar trebui câteodată să mai revenim la câte o scrisoare și această muncă a poștașului să fie mult mai bine valorizată. Mă bucur enorm că ai adus în discuție, Irina, acest aspect. Munca poștașilor este una esențială pentru comunități. Partea de comunicații în secolul 21 într-adevăr a luat amploare și cu o viteză fantastică. Dar vreau să te gândești, să vă gândiți, timp de sute de ani, mii de exact. Ani, activitatea aceasta de comunicații este una esențială. Se făcea cu calul, cu căruța, da, pe jos, la kilometri distanță. Dar... spiritul acesta de a fi parte din comunitate, de a duce mai departe mesajele de la un om la altul și de a fi alături de oameni, de a fi parte din comunitate, de a fi alături de a le ști problemele, de a le împărtăși alte informații, poate chiar soluțiile și să fii zi de zi acolo în comunitate, este un lucru esențial. Din punctul meu de vedere, fără să exagerez, poșta și țin legată comunitatea. Comunitățile oricăror țări din lumea asta au fost legate și ținute la oaltă de poștași.
Uite, cu asta voiam eu să închei, vreau să-ți spun exact ideea asta, dar te-am condus pe tine către ideea importantă a acestei ediții emisiunii noastre, pentru că rolul poștașului este unul determinant în societate, în comunitate, în viața noastră a tuturor. Îți mulțumesc, Bogdan Năstase, pentru că ai fost astăzi aici alături de noi. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, mulțumesc și eu pentru invitație. Cu mare drag și așteptăm următoarele lansări sau evenimente acolo la oficiu poștal numărul 1. Dumneavoastră vă doresc toate cele bune, doamnelor și domnilor. Sunt Irina Pala, de la revedere!